Alături de noi în continuare Anca Dimancea, specialist Feng Shui și astrologie chineză. Bine ai venit, bine găsit, Anca, bine venit alături de noi. Bine ai venit. Pentru că este început de lună, tot timpul la început de lună încercăm așa să uităm de ce a fost în trecut și să pornim cu dreptul către o nouă lună și către viitor. Mai ales că ceea ce a fost rău pentru unele zodii se transformă în foarte bine. Mai ales că în ultima perioadă a fost un pic mai rău pentru marea majoritate a zodiilor, asta ne-ai și spus-o tu ultima dată, dar repet, pentru că este început de septembrie, trebuie să ne spui la ce să ne așteptăm, atât bine cât și rău. Sperăm să vorbim de lucruri bune. Mai ales la oaie. La maimuță. E de bine. E și la maimuță e de bine. Bravo. Deci, dragii mei, luna oricum vine cu îmbunătățiri, cu lucruri mult mai bune pe toate planurile, pentru că am scăpat de luna fantomelor împometate. Vă aduceți aminte că aici în august vorbeam despre asta. Și automat tot norocul se transformă de data asta în ceva foarte, foarte bun. Sigur că sunt câteva zodii marcate de aspecte, să zicem, nu foarte bune. O să le spunem imediat, o să le aducem puțin în prim plan. Însă, ce vreau să vă spun, întotdeauna aceste calendare ale noastre și jurnale, că jurnalul e de fapt o agendă, vă ajută pentru că vă dă informații în plus despre energia fiecărei zile, despre zodia fiecărei zile, despre elementul zilei și așa mai departe, cu informații în el care vă ajută foarte, foarte mult și în noiembrie o să apară și cele pentru anul viitor. Bun, haideți să începem cu șobolanul, da? Este prima zodia zodiacului chinezesc. O lună excepțională în care ei, pot să spun că își transformă toată energia aceea oarecum cu probleme de acum, de exemplu, două luni, când prea puteau să se miște și să facă mare lucru. În luna oi a fost poate chiar cel mai rău pentru unii dintre ei. Iată că atât augustul cât și mai ales septembrie este excepțională lună pentru ei. Trebuie să aibă grijă la un singur aspect. Sunt cam carismatici și trebuie să aibă grijă în cuplu, pentru că sunt foarte curtați, curtate, da? Să nu creeze niște gelozii sau niște probleme, să spunem, legate de aceste posibile infidelități în cazul unora. Nu spunem, Doamne ferește, că ar fi generalizat, dar ei trebuie să aibă grijă să nu sară puțin calul, știți? Așa, în rest, șobolanii o duc bine cu sănătatea, o duc bine cu cariera. Toate lucrurile cumva se... Toate acele oportunități la care ei sperau și poate nu s-au întâmplat în luna august, mai ales că a fost și lună de vacanță, iată că acum prind contur și trebuie să profite la maximum, după părerea mea, de această lună. Nici luna viitoare nu va fi rea deloc, va fi chiar mai grozavă din punct de vedere al energiilor, deci iată trei luni bune la rând pentru ei, numai că acea zodie a lunii octombrie nu o să-i ajute foarte mult ca zodie. Acum sunt ajutați mai ales pe plan financiar și în planul carierei. Bun, deci cam astea sunt lucrurile pentru șobolan și o duc foarte bine, se pare. Bun, se creează și un hotu, este o energie specială de prosperitate și de dragoste pentru ei. Deci cam multă dragoste aici trebuie să aibă ei grijă. Pentru bivol, deși există și la ei o astfel de energie hotu, se manifestă total diferit. Deci, pe plan financiar, ei o duc cu mult mai bine. Este lună de aliat, în primul rând și zodia lunii îi ajută. Le sare în ajutor această energie specifică a lunii respective, a lunii septembrie, dar există un dar. Se pot pierde bani la fel de ușor așa cum i-au făcut. Pot să piardă relații. Atenție, când spunem relații, nu spunem neapărat relație de cuplu, de amiciție, de la locul de muncă, da? Cu colegii de muncă. Deci trebuie mai multă grijă în ceea ce privește comunicarea. Trebuie să aibă grijă cu bunurile personale, trebuie să aibă grijă pe unde își parchează mașina, trebuie să aibă grijă că sunt posibile, în cazul unora dintre ei, depinde ce au în chartul personal, mici accidentări. Da? Când spunem accidentări, nu ne referim neapărat la accidente de mașină, Doamne ferește, dar trebuie să aibă grijă la mici lucruri, mai ales dacă fac sport, de exemplu, trebuie să aibă grijă. În afară de astea, v-am spus, planul financiar este cu mult îmbunătățit, însă, dacă ei nu sunt grijuliți și când semnează un contract sau când au ceva de luat o decizie foarte importantă, trebuie să se uită de 10 ori, trebuie să citească hârtiile respective, pentru că pot să fie destul de ușor păcăliți. Pentru tigru, luna este așa și așa. Deci ei nu sunt ajutați precum bivolii de zodia cocoș a lunii,
cocoșul nu prea este în ajutorul lor. Nu prea sare cam nimeni în ajutorul lor, deci totul e pe cont propriu și e prin munca lor proprie. Așadar, trebuie să aibă mai multă grijă decât bivolii. La această energie pe care o împart cu bivolii, de furturi, posibile furturi, deci atenție mai mare în cazul lor cu bunurile lor, accidentări, mai degrabă la tigru decât la bivol, și răspund clar diferit acestei luni. Deci trebuie să fie puțin mai grijulii, să fie tot timpul în alertă, ei oricum sunt, și atenție, se pot certa mult mai ușor. Deci trebuie cumva să-și controleze temperamentul dacă se poate. Pentru unii nu prea se poate. Și bineînțeles există remedii, din fericire există remedii în Feng Shui care pot să aducă într-adevăr un mare ajutor. Pentru nativii iepure, este o lună cu probleme, posibile probleme în, pentru sănătate. Deci sănătatea lor este pusă la încercare. Este o lună a dușmanului lor, cocoșul este zodia conflictuală iepurelui. Și este foarte bine să își verifice totuși cumva starea de sănătate, mai ales pentru cei care se știu cu probleme sau se știu cu sensibilități. Și sigur că da, și în aceste cazuri există remedii, există amulete care pot să protejeze, însă faza bună trece prin mejdiarea. Deci trebuie neapărat să, la primul semn, să nu stea așa și să fie precauți, da? Deci să nu creadă că gata, trece de la sine, mai ales cei vârstnici, nativi iepuri, ar fi foarte bine să poate să vadă doctorul, nu săptămâna aceasta, luna aceasta am vrut să zic. Deci este mai bine să fie puțin mai grijulii și bineînțeles atenție nu numai la probleme de sănătate, mai înseamnă îmbolnăvirea relațiilor. Deci steaua aceasta 2, care este steaua bolilor, mai poate să aducă o îmbolnăvire a relațiilor, așa se mai numește. De asemenea, pentru șerpi și pentru dragoni, pentru că ei sunt în același sector, nativii dragon mai întâi o duc puțin mai prost din punct de vedere al comunicării. Luna însă îi ajută, vine din umbră, îi ajută foarte, foarte mult pentru că e luna prietenului secret, adică zodia lunară, cocoșul, îi ajută foarte mult. Asta nu înseamnă că ei trebuie să uite de aceste probleme pe care le dă steaua 3, steaua 3, steaua certurilor. Atenție celor care se află deja în procese, nu este o lună deloc bună pentru luarea deciziilor și nici pentru procese în sine. Da, pentru că s-ar putea să piardă sau să piardă niște bani. Pentru nativii șarpe, ei împart, am spus, energia cu dragonii. Pentru ei, iarăși, este o zodie foarte ajutătoare, fiindcă este zodia aliată. Există un triunghi de alianță, da? Spuneam și la bivol că este aliatul cocoșului și șarpele mai este un aliat al cocoșului, al lunii cocoșului. Deci, iată că este ajutat de zodie. Însă, trebuie să-și țină gura. Cu toate că nativii șarpe sunt foarte ponderați și foarte echilibrați în general, au și ei răbufniri ca orice om și s-ar putea să fie așa cu dreptatea în băț, nu prea îi ajută acest lucru. Deci multă atenție la comunicare. Pentru cal, nativii cal sunt răsfățații zodiacului în această lună. Știu că așteptați amândouă, deși ești oaie. Dar și voi o duceți mult mai bine. Deci nativii cal fie pot să se îndrăgostească, pot să aibă parte de un eveniment extraordinar de fericit, în sens, nu știu, o cerere în căsătorie, o cerere, o logodnă. Demărită fata noastră! O ceva foarte bun. Vreau să vă spun că pentru cei care și-ar dori copil, este o lună foarte bună pentru fertilitate, deci atenție celor care nu-și doresc asta. În primul și în primul rând aveți prosperitate, deci se întâmplă niște lucruri pe plan financiar și pe plan profesional cu mult, cu mult mai bune. Luna trecută, să ne înțelegem, n-a fost prea bună pentru cai. Lucrurile se petrec cu totul diferit în această lună, cu toate că zodia cocoș nu îi ajută foarte mult, adică nu poți să spui că ar fi vreo o alianță sau vreo prietenie secretă. Cu toate astea, să știți, energiile date de stelele lunare contează foarte mult, ele sunt pe primul loc și, repet, planul financiar se îmbunătățește în mod clar. Sigur, acum mi-a mai spus cineva, domne, dar n-am câștigat la loto. Se întâmplă. Acum nu e vorba de câștig de neapărat de ordinul. Adevărul e că puteți să încercați totuși să cumpărați un bilet la loto când nu se știe. Nu se știe. Deci e bine și pe profesional și pe sentimental. Luna asta dintre toate zodiile.
Apoi, nativul oaie și nativul maimuță, care împart același sector, au parte de o stea a victorilor și a succesului. Deci, iată, este bună. E adevărat că se suprapune peste o stea anuală, peste o energie anuală despre care noi am vorbit, cam nu foarte bună, să spun. Aolo. Însă, da, păi nu o duc foarte bine tot anul, dar ideea este că trebuie profitat de această lună, fiindcă luna viitoare nu va mai fi așa de bună. Aolo. Aolo. Asta. La oaie sau la cine? Și la oaie și la maimuță, pentru că sunteți în același sector de sud-vest. Și steaua care vine în sud-vest le influențează pe amândouă. Ideea este că oaia sigur că răspunde într-un mod diferit. Maimuța face bani mulți luna aceasta. Deci dacă la maimuță se vorbește despre ceva sau ar fi ceva în prim plan, ar fi dorința de a produce mai mulți bani și se și întâmplă pentru foarte mulți nativi, cumva, nu știu, pică ceva, există oportunități, există niște decizii pe care ei le iau foarte inspirate în luna cocoșului, întotdeauna maimuța poate să facă bani, dar când mai este încurajată și de o astfel de stea, de o energie de genul acesta, în mod clar trebuie să aibă succes, că se numește steaua succesului și a victorilor. Deci, iată lucruri bune. De ce nu spun la oaia același lucru? De asta spun că ei răspund diferit. Pentru că oaia nu are nimic în comun cu nativul cocoș, adică cu zodia cocoșului din luna aceasta. Dar sunt și ei ajutați oricum mult mai mult decât luna trecută, nu se compară. Deci energiile între cele două luni. Și cu banii? Și cu banii mult mai bine, asta spun. Deci în planul profesional și în planul financiar pentru oaie este mai bine. Așa. Iar pentru maimuță, nu știu, deciziile pe care ei le iau, ceea ce li se propune lor, oportunitățile care apar, sunt chiar mai grozave decât la oaie. Dar trebuie și ei să le capteze cumva și să aibă curaj. Adică trebuie curaj, asta este clar. Da? Pentru cocoș, vremurile bune încep să apară din nou, pentru că luna trecută a fost o lună foarte problematică. Adică puteau să piardă destul de mult și chiar s-a întâmplat, din păcate, din ce am auzit pentru mulți nativi, am anunțat. Dar iată că mulți nu cred, știți, după aceea se arată lucrurile de pe la sfârșitul lunii. Luna aceasta, vreau să vă spun că durează până pe 28 septembrie, da? Pe 28 vom schimba luna, vom trece lună de câine. Și deci vor fi alte energii, vor fi alte energii, o să vorbim atunci, evident. Dar fiecare lună e de rău? Față de ce ai spus, va fi foarte schimbat? Nu, pentru oaie și pentru maimuță va fi mai dificil. Deci profitați de această lună, pentru că, sincer, vă este bine din punct de vedere profesional și financiar. Dar și luna, a relațiilor. Pentru luna maimuței când va fi? A fost, în august. A fost? Da. Pentru cal rămâne la fel. Pentru că nu rămâne la fel nimic, pentru nimeni nu rămâne la fel, totul se schimbă în Feng Shui. E bine că se schimbă, hai să trecem la următoarea. Deci lumea. Pentru cocoș, o lună cu promisiuni foarte multe și multe se materializează în sensul bun al cuvântului, apar într-adevăr oportunități, au steaua norocului divin, deci au intuiție, au inspirație și mentori, asta înseamnă oameni de bine, oameni de ajutor, oameni care le sar cumva în ajutor, chiar dacă ei nu cer ajutor. Și din punct de vedere financiar și din punct de vedere profesional s-ar putea să nu se concretizeze totuși în această lună foarte multe, dar vreau să vă spun că peste două luni toate promisiunile de acum, nu spun luna viitoare, o să vedeți atunci de ce, dar peste două luni se vor întâmpla niște lucruri minunate pentru cocoși. Deci tot puneți bazele acum. Fiți atenți că se ivesc niște oportunități. Este o lună foarte bună pentru cocoș și poți să țintească următoarea zodie. Pentru nativii câine și pentru nativii mistreți, avem două zodii acum care împart acest sector, este o lună destul de slabă. Nu vreau să vă mint. Din păcate, datorită conjuncturii de stea anuală cu stea lunară, deci toată combinația asta nu ne dă lucruri prea strălucite, ar fi bine să nu aibă așteptări foarte mari. Deci, nu spune nimeni să nu ia decizii, nu spune nimeni să nu muncească, să nu facă lucruri, dar totul trebuie să fie foarte prevăzători, într-un cuvânt. Deci, norocul lor se schimbă, din păcate, în ceva mai slăbuț. În primul rând, atenție la sănătate pentru ambele zodii, da? Nici câinele, nici mistrețul nu au o compatibilitate cu luna cocoșului, deci nu au și nu prea sunt ajutați nici unele, decât dacă au în familie aliați ai cocoșului. Atenție, deci soț, soție, partener de viață, copil, mamă, tată, etc. Atunci, într-adevăr, pot să fie ajutați și chiar vor fi, dar ideea este că ei singurei nu prea reușesc să ducă la îndeplinire câteva lucruri importante pe care probabil că și le propune. Totuși luna septembrie, încep școlile, încep
grădinițe, începe serviciu și așa mai departe. Deci este o lună cu mici probleme financiare. Atenție, în carieră nu cereți tocmai acum în luna asta mărire de salariu sau ceva să vă treacă prin minte, că nu se întâmplă. Dimpotrivă, puteți să pierdeți. Și atenție, în primul rând, la sănătate. Și pentru câini și pentru mistreți. Deci îmi pare rău că am spus în câteva zodii ceva mai afectate. Următoarea? Gata. Atenție, centrul casei, folosiți-l. Centrul casei, pentru cine știe despre ce e vorba, centrul casei, centrul fizic al casei. Mâncați acolo, gândiți acolo, luați decizii acolo, vorbiți la telefon acolo, uitați-vă la televizor acolo, deci activați-l. Invitați-vă rudele, musafirii acolo, pentru că se întâmplă lucruri minunate dacă activăm centrul casei. În primul rând vine dragoste și vin bani. Merg acasă după emisiune și stai să vezi și activezi centrul casei. O să rămân activat un an de zile, cel puțin. Mulțumim mult.